Da, sunt bucuros, sunt chiar fericit pentru că în seara asta am putut să oferim celor care au urmărit meciul și în primul rând spectatorilor din tribune un spectacol frumos. Un joc dinamic, un joc cu o mentalitate ofensivă deosebită, un joc în care ne-am creat foarte multe ocazii de gol. Au apărut și momente interesante în timpul jocului, șuturi frumoase, combinații frumoase, dribbling-uri și lucrul ăsta cred că ajută la spectacol. E un factor care poate atrage din nou lumea la stadion și mă bucură evoluția băieților. Vreau să-i felicit și pe această cale pentru că este iar, mi-am spus lucrurile. Întrebările. Mulțumiți de toți jucătorii? Da, sunt mulțumit de toți jucătorii în seara asta și sub nicio formă aprecierile mele nu vor fi niciodată individuale. O să vorbim de grup pentru că asta este filozofia mea. Am spus întotdeauna că mă bazez mult pe echipă, iar că starul pentru noi este echipa în continuare. Sunt lucruri de analiză sau de discuții în care vorbim și momentele mai puțin fericite din cadrul jocului. Dar eu le înțeleg foarte bine, facem parte dintr-un sport în care mulți factori sunt contra noastră, adversitate, un moment mai puțin favorabil, arbitra, spectatori, emoții, interpretări, decizii, sub nicio formă nu mă pot supăra pe jucători. La modul general, azi cred că mai toți și-au făcut treaba foarte bine.